32. CRYSTAL SPRING Indienii și coloniștii cajun care se mutaseră aici venind din Louisiana spuneau că Crystal Spring nu are fund. Desigur, era un nonsens și nici măcar ei nu credeau ce spun. Nu trebuia decât să-ți pui pe față o mască și să te scufunzi dând de câteva ori din brațe și iată o perfect vizibilă. Mica peșteră din care izvora apa aceea incredibil de curată înconjurată de algele verzi care se ondulau la intrare. Și printre ele te priveau ochii monstrului. Două cercuri întunecate unul lângă altul. Chiar dacă nu se mișcau niciodată ce altceva puteau fi, prezența aceea misterioasă dădea un farmec în plus oricărei scufundări. Într-o zi monstrul avea să se repea de afară din bârlog împrăștind pești în goana lui după o pradă mai substanțială. Nici David și nici Bobby nu ar fi recunoscut niciodată că la 100 de metri adâncime nu era nimic mai primejdios decât o bicicletă aruncată acolo furată fără îndoială acum pe jumătate îngropată între plantele acvatice. Era greu de crezut că apa putea fi atât de adâncă chiar și după ce frânghia cu plumb o stabilise cu certitudine. Bobby, în notător mai bun și mai experimentat, parcurse aproape a zecea parte din drum și se întoarse spunând că fundul părea la fel de îndepărtat. Acum însă Crystal Spring se pregătea să-și dezvăluie secretele. Poate legenda despre comoarea trupelor confederate era adevărată, în ciuda părerilor ușor disprețuitoare ale istoricilor locali. Și măcar aveau să se pună bine cu șeful poliției politică întotdeauna bună, recuperând câteva din armele aruncate aici după ultimele crime. Micul compresor pe care Bobil îl descoperise într-o grămadă de vechituri din garaj pufăia acum cu poftă. După ce l-a început, avusese răceva dificultăți în a-l convinge să pornească. Tușa și scotea câte un norișor de fum albastru la fiecare câteva secunde, dar nu dă de semne că ar fi vrut să se oprească. Și dacă se oprește, ce spusese Bobby? Dacă fetele de la teatrul subacvatic pot ieși la suprafață de la 50 de metri adâncime fără rezervoare de aer, înseamnă că putem și noi. Nu e nimic periculos în asta. În cazul ăsta se gândi Dave de ce nu i-am spus mamei ce avem de gând să facem și de ce nu l-am așteptat pe tata să se întoarcă la Cape pentru următoarea lansare a navetei. Nu era frică de adevăratelea. Bobby știa întotdeauna ce face. Trebuie să fie minunat să ai 17 ani și să știi totul. Deși tare ar fi fost bine dacă nu și-ar pierde atâta vreme cu tâmpitaia de Betty Schultz. Sigur, era chiar foarte drăguță, dar ce naiba, era fată. Numai cu mare greutate reușiseră să scape de ea în dimineața asta. Dave era obișnuit cu rolul de cobai. De-aia erau făcuți frații mai mici. Își aranjă masca, își puse labele și se lăsă să alunece în apa cristalină. Bobby îi întinse furtunul la care atașase răventilul unui vechi aparat de scufundare. Davy inspiră și făcu o grimasă. Are un gust oribil. Ai să te obișnuiești. Hai, la fund cu tine, dar nu mai jos de marginea aceea. Când ajunge acolo, o să încep să ajustez valva de presiune în așa fel încât să nu pierdem prea mult aer. Când trag de furtun vii la suprafață, Dave se scufundă ușor, intrând într-o lume magnifică. Era o lume liniștită, monocromă, atât de diferită de recifele de coral de la chei nu avea niciuna din culorile stridente ale oceanului, unde viața animală sau vegetală se împăuna cu toate culorile curcubeului. Aici nu vedeai decât nuanțe delicate de verde și albastru și pești care arătau ca niște pești, nu ca niște fluturi. Dădea încet din labele de cauciuc și se scufunda trăgând furtunul în urma lui și oprindu-se să soarbă din jetul de bule ori de câte ori simțea nevoia. Senzația de libertate era atât de grozavă încât aproape că uită de gustul oribilului os pe care îl lăsa în gură. Când ajunse la margine, de fapt un trunchi de copac purta de ape de mult și atât de acoperit de plante acvatice încât era de nerecunoscut se așeză să privească în jur. Se vedea până dincolo de izvor la pantele verzi de pe partea cealaltă a craterului inundat la cel puțin 100 de metri departare. Nu erau prea mulți pești prin prejur, doar un mic banc care trecu pe lângă el sclipind ca o ploaie de monede de argint în lumina soarelui care se strecura de deasupra. Și ca de obicei, nemișcat în deschizătura prin care apele izvorului își începea călătoria către mare, era o veche cunoștință. Un aligator mic, destul de mare, totuși, spusese Bobby vesel odată: E mai mare decât mine. Stătea suspendat, fără să pară să se sprijini de ceva, numai cu nasul la suprafață. Aligatorii nu-l necăjiseră niciodată, și nici el pe ei. Simți o smucitură nerăbdătoare în furtun. Dave se bucură că poate să iasă nu și închipuise că poate fi atât de frig la această dâncime neatinsă până acum, ba chiar îi era rău de-a binelea. Dar soarele cald îi ridică repede moralul. Merge fără probleme, spuse Bobby entuziast. Nu trebuie decât să tot deschizi robinetul în așa fel încât indicatorul de presiune să nu scadă sub linia roșie. Cât de adânc vrei să te scufunzi? Până la fund dacă o să am chef. Dave nu-l luă în serios. Amândoi știau ce înseamnă beția adâncului și narcoza cu azot. Și oricum, vechiul furtun de grădină nu avea mai mult de 30 de metri lungime. Pentru o primă încercare era suficient la fel cum o făcuse de atâtea ori până atunci privea cu admirație plină de invidie cum fratele lui mai mare pe care îl iubea grozav acceptă o nouă provocare. Înnotând la fel de ușor ca și peștii din jurul lui, Bobby se scufundă în universul albastru misterios. Se întoarse odată făcând semne viguroase către furtun lăsând să se înțeleagă limpede că are nevoie de mai mult aer. În ciuda durerii de cap cumplite care îl copleșise, dintr-o dată Dave nu-și uită datoria. se întoarse iute până la compresor și deschise robinetul la maximum. Un maximum ucigaș de 50 de părți dintr-un milion monoxid de carbon. Îl văzuse pe Bobby pentru ultima oară scufundându-se în crezător siluetă învăluită în razele soarelui trecând pentru totdeauna în tărâmul de dincolo. Statuia de ceară din capela funerară era a unui străin care nu avea nicio legătură cu Robert Baumann.